Peste 48.000 de, de angajați medicali salarizați din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină vor avea salarii mai mari începând cu luna decembrie a acestui an. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de către guvern și vizează inclusiv personalul administrativ gospodăresc din instituțiile medicale. Potrivit noii prevederi aprobate de către guvern, salariul medicilor va crește cu 20%, iar al personalului medical cu 10%. Astfel, dacă în prezent medicii de familie cu o vechime în muncă de până la 10 ani au un salariu de funcție în mărime de 5200 de lei, potrivit noilor prevederi, acesta va crește până la 6500 de lei. Iar venitul medicilor din asistența medicală urgentă prespitalicească va crește de la 4160 de lei până la 5200 de lei. Proiectul mai prevede major cu 10 până la 50% pentru angajații serviciului aviasan. Se vor bucura de o majorare a venitului și medicii rezidenți pentru a fi motivați să activeze în domeniu. Astfel, dacă până acum această categorie de lucrători medicali aveau un venit de aproximativ 2100 de lei, salariul lor va fi majorat de 2,5 ori, adică 5200 de lei. Anterior, în urma lansării reformei sistemului de salarizare în sectorul bugetar, au fost majorate și salariile angajaților Medicali finanțați din bugetul de stat. Mijloacele financiare necesare pentru implementarea proiectului sunt prevăzute în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019.